Salutare, urșilor! Ultimul video l-ați primit destul de călduros, cu like-uri și comentarii. Și tocmai de aceea, prindeți a 10-a parte cu 10 descoperiri. În acest episod veți vedea mașini vechi și rare, deschiderea unui safe din bancă, mașini scoase din apă, o casă părăsită și misterioasă, aur găsit sub apă și multe altele. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o, lasă un like și haideți să privim descoperirile. Acești câțiva băieți se pornesc într-un garaj. Priviți ce găsesc înăuntru. Wow. Word, I mean, that's my era. What's that? Este un Ford Mustang, modelul Capri, care a fost produs din anul 1968 până în 1986. Nu cred că acum e în stare să meargă singură, însă chiar și în așa stare nu va costa puțin. Această mașină era, pentru unii poate încă și este, mașina visurilor. Să ai un Ford Mustang de acesta, cred că e foarte tare. The Lancia is one of 20 in the world. That one. Right, so the Lancia is one of the 20. Băieții spun că așa model sunt doar 20 în lume, ceea ce o face și mai specială. Mai găsesc și această mașină, însă nu știu ce marcă, nici ce model e. I got like 1.6 million views on it. So here I am again, doing the classic cars. Poate mă ajutați voi în comentarii dacă știți. Tot e destul de veche și pare sportivă și ea. This is remarkable how great condition it is. I mean, obviously. Acești băieți găsesc acest safe într-un banc abandonat și vor să-l spargă. Cu acest aparat fac o gaură ca să nimerească înăuntru. There we go. We're in. Când l-au deschis, înăuntru deja ardea ceva. Găsesc două cutii de metal și niște monede. În prima cutie erau monede, iar în a doua... Oh, yeah. What the hell? Oh my god, these... Wow, we got so lucky, didn't get yeah, fire, look, dude. You can see on some of these, they almost... Up here. Look at oh my god! It almost lit on fire. Oh, we got so freaking lucky. Are these all ones? Oh, dude, those are 50s! Jackpot! And 20s, holy shit, any hundreds? Like all mixed up, 10s, couple 20s. God damn, we got so freaking lucky. Look, these have like little burn marks in them. Au găsit o mulțime de dolari, mai exact, 1500 de dolari. Wow! Acești diveri au găsit sub apă o mașină scufundată și decid să o scoată la mal. Cu aceste frânghii leagă mașina ca să o tragă la mal. Hey, the door works. We give it a right later if anybody wants any. This is a beautiful dash. It's got like buttons and switches and no steering wheel. Little four speed. Clutch doesn't work. And there's nothing in the glove box. Priviți, este un Jaguar MK2. Iată așa el arăta nou. Da, nu în fiecare zi găsești o mașină sub apă. E destul de tare. Acest bărbat din Canada se află într-un cimitir de iahturi și bărci. Haideți să vedem cum e înăuntru unui iaht abandonat. Prepare for boarding. Prepare for boarding. După tot ce am văzut, mi-a rămas doar o întrebare. Cum au ajuns toate bărcile și iahturile acestea pentru apă în același loc?
Dacă aveți vreo idee, împărtășiți-vă în comentarii. Va fi interesant să citim. Acest băiat caută ceva interesant în gunoiul de lângă un Apple Store. Mai întâi găsește cutie de la iPhone 11 Pro, dar în realitate nu era doar cutie acolo. What the freak? No freaking way, guys! Holy cow, guys! No way! No freaking way, guys! It's a freaking iPhone 11 Pro, guys! What the heck? Era și iPhone-ul 11 Pro Max și spre mirarea sa, el s-a pornit și funcționa. And it freaking powers on! No freaking way! That's literally crazy! What the heck? Telefonul era ca nou. M-am uimit de binele când am văzut descoperirea aceasta. De obicei în gunoi găsesc iPhone-uri cu defect sau care nu funcționează. Dar dacă el și-a pus iPhone-ul său acolo în pachet, s-a făcut că l-a găsit așa pe neașteptate, apoi l-a activat și voilà, are content de top, fără mari eforturi. Sincer, nu știu ce să cred. Scrieți voi în comentarii, este iPhone-ul său sau iPhone-ul găsit? Vom vedea ce părere câștigă. Freaking crazy, guys. I cannot believe someone would just get rid of this. Or maybe they accidentally threw it away. I don't even know, guys. Această echipă de diveri au descoperit o mașină sub apă și au chemat poliția și evacuatorii ca să o scoată din apă. Spre mare uimire, nu e o mașină care a stat în apă 50 de ani și din care nu ai ce vedea. E un Mercedes-Benz destul de nou. El avea portbagajul deschis și acoperișul spart. Mai târziu s-a stabilit că mașina a fost furată și din motive necunoscute scufundată în apă. Îmi pare rău că așa o mașină bună a fost distrusă. Yeah, I got it started for you. The address will be 3333 National, as opposed to 5180 Mercury Point, where we're right here. Acești doi bărbați găsesc o bancă abandonată și se coboară la subsol unde sunt multe celule încuiate. Și în unele din ele, posibil să fie ceva valoros. Băieții încep să le deschidă una câte una. Aici găsesc 3 monede ce se datează cu 1942. There's something inside. Nice. Dollar coins? Wow! Is that silver? Jewelry. Este o bijuterie din argint din câte văd. Interesant, cum de banca nu a luat aceste lucruri când s-a închis? We will be announcing the winner for this on Instagram, so go follow us, because if you win, you want to know. Our Instagram is Abandoned Exploration Squad. Link is in the description. Haideți să vedem această parcare cu mașini abandonate. Unele mai noi, altele mai vechi. Haideți să privim câteva dintre ele. Se vede că mașinile stau aici de ani buni, pentru că chiar au crescut tufișuri și iarbă în jur. Ce să spun, mi-ar fi interesant să văd în realitate așa mașini. Acest bărbat merge prin case abandonate, probabil l-ați mai văzut și în alte episoade. De data aceasta a decis să viziteze această casă. Casa are și bazin în curte. Ce-i drept, nu cred că ai vrea să te bagi în el. It's clear that this has not been used for a long time. You can tell by the color of the water. E destul de scary în casa asta, mai ales că a venit aici noaptea. Oh my god, it's a pet rat. No, that is a rat trap.
it? Yeah, that rat would go into that cage and then it couldn't get out again. Can you see here where it would go in? La un moment dat, a auzit un sunet straniu, chiar dacă în afară de prietenul său nu mai era nimeni pe acolo. Oh, de... No! Au verificat toate camerele și nu au găsit nimic, ceva straniu. Mate, I've still got the torch. It's not me. I've got the torch in my hand. Acest băiat face diving și de data aceasta caută aur între pietre. Iată și prima bucățică de aur. Priviți cât aur găsește în final. This is really, really good. There are some nice nuggets in here. Baby, let's see if we can hit 12 grams. Yeah! 12.84 grams. 12 grame de aur. Asta e cam 700 de dolari dacă l-ar vinde. O sumă destul de frumușică. Prieteni, abonați-vă la canal pentru a nu pierde episoadele noi. Susține canalul cu un like și comentariu. Vă reamintesc că obiectivul nostru e 10.000 de abonați până la sfârșitul anului acesta. Cred că cu ajutorul vostru vom putea face aceasta. Vă doresc o zi bună în continuare, prieteni! Pe curând!